Bun găsit, doamnelor și domnilor, se joacă în fiecare zi, mai puțin duminică, în această săptămână în Liga Secundă. Luni s-a jucat la Mioveni, marți s-a încheiat etapa cu numărul 6 la Reșița, miercuri restanța din etapa 1 la Hunedoara, iar astăzi începe etapa cu numărul 7. Meciuri din această rundă se vor juca și mâine, sâmbătă, luni și marți. Prologul rundei la Oradea, pe stadionul Iuliu Bodola, față în față FC Bihor și Steaua. Două echipe cu rezultate în oglindă etapa trecută. FC Bihor a pierdut la Dumbrăvița cu 1-0, cu același rezultat a câștigat Steaua în meciul de pe teren propriu cu nou promovata CSM Focșani. Sunt și fani ai Stelei prezenți la această partidă. Vedem 11-le de start al oaspeților, echipă pregătită de Daniel Oprița. În poartă este Munteanu, în apărare Peța, Vârtej și Adrian Ilir. În linia de mijloc Răzdan, Sierra, Matei și Drăghici. În atac Iglesias, Chip, o rezolvare favorabilă, nu a venit nici în acest an. Prim atac al oaspeților, da, vedem câte rău a arătat această centrare, tocmai din cauza vântului, Fanionul rămâne jos, ce ocazie, irosește Chip Irliu în primul minut de joc. Poziție regulamentară, preluarea a fost bună, șutul s-a dus peste, cred că mingea a fost deviată de portarul Garcia. A venit târziu Călin George acolo să-l blocheze, mare ocazie din primul minut. O pasă bună între linii, aici mingea, fața porții, 1-0 pentru Steaua, din minutul 21. Reușește să marcheze David Matei. Confirmă steliști și superioritatea din teren pe tabela de marcaj. Foarte frumoasă faza de Nasio Garcia, perfect în fața porții dintre doi adversari, reușește să se desprindă și să marcheze David Matei. Da, se vede că sunt faze lucrate, la întâmplare jocul Stelei. Unul la 0 pentru Steaua. Bihorul trebuie să aibă și un plan B în condițiile în care s-a apărat până acum și a încercat să riposteze pe contraatac. Evident dezamăgit Gustavo Aragolața, contestat de o bună parte dintre suporterii bihoreni. ...18 ani are marcatorul golului. Atacul bihorenilor, un șut acum periculos, mingea se duce în bară, era bătut Rafael Munteanu. În sfârșit, o ocazie și în contul bihorenilor. Un luft, să vedem, șutul nu reușește să ajungă pe spațiul porții Vârtej, dar încă o ocazie mare pentru cei de la Steaua. Cine a dat acolo pe lângă minge a fost Adelin Nica. Șut în forța lui Vârtej, puteau să se desprindă, nu mai primește foarte multe goluri, să vedem însă Chip Irliu, faza continuă, Drăghici, bară! Prima repriză, Filip a lovit și el bara, cam în același loc. Da, și apoi offside la Daniel Chip Irliu.
Kipirliu boxează, trimite în corner Garcia Cinelli. A doua minge trimisă cam în același loc de Kipirliu în această lichie secundă. Una oră din acțiune, din lovitură liberă,